Eu știu problema de vineri noaptea de la 12. Deci atunci am fost sunat de domnul Roman. Părinții erau agitați și insistau să plece copiii acasă. Am luat legătura cu doamna profesoră Olteanu, care era organizatoarea excursiei, deci atunci la 12 noaptea, și ei nu puteau pleca pentru că autocarul trebuia să stea 9 ore. Tahograf, știți care e regula, sunaseră la la consulatul din Triest al României și cei de acolo n-au putut să-i ajute cu un alt mijloc de transport sau cu șofer. Le-au refăcut recomandarea să stea în camere până la 6 dimineața, să nu mai iasă să se plimbe. Și dimineața la 6 au plecat la prima oră, în jurul orei 11. Deci în jurul orei 11 erau ajunși la în Slovenia. Nu au avut nicio problemă la deplasare, nu au avut probleme la vamă, copiii se simțeau bine. Pe tot parcursul drumului am ținut legătura cu doamna profesoară. A sunat-o la un moment dat și doamna ministru. Ulterior mi-a zis doamna profesoară că a sunat-o încă un alt domn ministru, bănuiesc că ministrul sănătății și Raed Arafat. Au fost așteptați cu poliție, tot copiii sunt în carantină la domiciliu, la fel și profesorii, a fost vorba de 45 de elevi și 5 cadre didactice și un student, studentul fiind copilul doamnei profesoare. Deci copiii s-au simțit bine toți, i-a așteptat aseară reprezentanții DSP-ului, toată ziua prefectul cu inspectoratul pentru situații de urgență, am participat și eu la o întâlnire acolo, s-a pus problema la un moment dat să se găsească niște spații pentru izolare, nu neapărat pentru copiii ăștia, ca perspectivă, dacă se va întâmpla la un moment dat ceva, se caută acele spații, s-au găsit niște locații, dar probabil prefectura va da mai multe relații pe tema asta. Deci important e că copiii sunt ok, sunt veniți, în țară stau 2 săptămâni acasă, să sperăm că nu se întâmplă nimic cu ei. Și în caz că se întâmplă ceva, vor fi mutați în niște spații speciale pe care le-ați identificat? Dacă cumva, deci nu e rolul nostru să găsim spațiile, dar dacă cumva la vreunul din ei se va confirma ceva, atunci vor fi mutați, bănuiesc că primele spații vor fi la spital, primele locuri. Dar se identifică și alte spații în caz că vor fi mai multe, vor depăși capacitatea spitalului, probabil. Momentan, ce informații aveți despre elevi? Acum, starea lor? Deci despre elevi au venit aseară, au fost consultați, sunt în stare bună, erau numai obosiți. Acum sunt acasă, s-au dus acasă, fiecare i-au preluat familiile, nu iasă din casă 2 săptămâni. Deci asta e referitor la copii. Acum să vă prezent